găsit în urma discuțiilor pe care le-au avut negociatorii cu bărbatul care se află sus pe Macara, au descoperit că acesta este vizibil afectat emoțional. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 40 de ani care este venit din Pașcani și a venit aici cu gândul de a fi ascultat și de a-și spune problemele. Spunea de altfel că are la el o jumătate de litru de apă și s-ar fi urcat pe Macara pentru că este certat cu o familie din localitatea în care acesta locuiește. Vorbim despre un bărbat care nu are familie, a fost crescut la orfelinat și, așa cum spuneam, este în vârstă de 40 de ani. Nu a avut revendicări asupra gestului pe care îl face, nu a spus că își dorește ceva anume, doar să fie ascultat, însă nici cu negociatorii nu a stat foarte mult timp de vorbă. Bărbatul avea la el și un telefon mobil prin intermediul căruia negociatorii au luat legătura cu el, însă la un moment dat, dacă acest telefon mobil va rămâne fără baterie, cel mai probabil negociatorii vor urca în mașina pompierilor, vorbim despre autoscară, care se poate ridica la înălțimea Macaralei. Ei bine, bărbatul se află la o înălțime de aproximativ 40-45 de metri deasupra solului, stă pe brațul Macaralei și din când în când se plimbă din stânga în dreapta, nu face foarte multă mișcare. Cert este că, așa cum vă spuneam, nu are cerințe exprese de la negociatori. El spunea doar că și-ar dori să stea de vorbă cu un parlamentar și cu presa pentru a-i fi ascultate toate nemulțumirile și se pare că aceste nemulțumiri ale lui ar fi plecat de la faptul că a avut o ceartă cu o familie din Pașcani, de acolo de unde se află și bărbatul. Așa cum spuneam, are la el și o sacoșă în care are și o sticlă de apă de o jumătate de litru.